Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem la începutul acestei emisiuni Calea Adevărului și Viața. Vă spuneam și în intervenția mea anterioară, suntem în direct, este o emisiune Calea Adevărului și Viața în direct din studioul Alfa Omega TV. Îl avem ca invitat în această seară pe pastorul Fănel Șerban din Brașov. Bine ați venit, domnule Șerban, pentru prima dată în studioul Alfa Omega TV. Ați făcut un drum lung ca să fiți alături de noi, dar cred eu că a meritat și va merita acest efort. L-am cunoscut pe pastorul Fănel Șerban în urmă cu ceva timp. Am fost invitat, am fost parteneri într-un fel la un eveniment organizat de dânsii în Brașov, o conferință sub genericul punctul zero, care a tratat, ca subtitlu zice eu, de la blestem la binecuvântare, conferință care a inspirat de altfel și discuția noastră de astăzi. Pastorul Fănel Șerban, cei care vin prima dată în studioul nostru trebuie să sunt și prezinte. Lumea vrea să știe mai multe despre dumneavoastră. Veniți într-o zonă mai puțin vizitată, poate, de cel puțin de noi ca studio Alfa Omega TV. Ce ne puteți spune despre dumneavoastră? Sunteți tânăr, sunteți, aveți o deschidere către lucruri spirituale sensibile. Cum ați început? Ce ați făcut? Ce e important pentru ai noștri telespectatori să știe despre dumneavoastră? Da, deci mă numesc Fănel Șerban, sunt căsătorit cu soția mea Monica, am 35 de ani și am 3 copii, 3 băieți, cel mare de 9 ani, 5 ani și 6 luni. M-am întors la Domnul Iisus după Revoluție și vin dintr-o familie ortodoxă, dintr-un trecut ortodox. Pe de o parte ortodox cu numele, pe altă parte ortodox fanatic, pot să spun așa. De ce? A început cu mult timp în urmă, cred că de la vârsta de 5 ani, o frământare în inima mea, pornită dintr-un dialog cu bunica mea, la mormântul bunicului meu, care la vârsta aceea de 5 ani, o vârstă fragilă, nu am înțeles de ce și unde s-a dus bunicul meu, de ce a trebuit să moară și unde s-a dus bunicul meu. Și am început un dialog cu bunica mea pe această temă. Și cred că primul sâmbure sau prima imagine legată de veșnicie a pornit din această discuție. Și din momentul acela am început să caut, dar, așa cum spune Osea 4:6, poporul pierde din lipsă de cunoștință, am ajuns să intru pe un drum care nu avea de-a face cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Am intrat în ocultism și din ce în ce mai mult am intrat în spiritism, în hipnoză, în ghicirea gândurilor și în tot felul de lucruri de genul acesta. Și foarte interesant, la un moment dat o creștină, fără să cunoască în ceea ce sunt implicat, mi-a dat o carte cu titlul Demascând Spiritismul. Cartea aceea a fost, să zic, macazul care a determinat o schimbare majoră în viața mea și am început să-l caut pe Domnul. Imediat după Revoluție a apărut și filmul Iisus din Nazaret, viața lui Iisus după Evanghelia după Luca, lucruri care pas cu pas au lucrat la viața mea, până într-o zi când, într-un parc, mergând pur și simplu la basket cu prietenii mei, am întâlnit niște misionari din Norvegia, se întâmpla în orașul Buzău, am fost fascinat de faptul că acești misionari norvegeni vorbeau despre un Hristos viu cu care poți avea relații, cu care poți discuta, care poate interveni în viața ta. La acel moment eram prins în tot felul de juguri a vieții mele datorită trecutului meu. Pe lângă aceste juguri eram și bolnav de inimă, cu o boală din copilărie, m-am născut cu ea, care îmi provoca destul de des anumite crize. Și în acea zi viața mea s-a schimbat radical. Am intrat într-o biserică ca și membru, am fost vindecat de acea problemă cu inima și am început un nou drum care a continuat de la an la an să-l cunosc mai mult și mai mult pe Domnul. Știu că aveți o poveste mai lungă, de altfel cu ocazia participării noastre la conferință, chiar la câteva minute după terminarea conferinței am avut o înregistrare, un dialog mai lung cu dumneavoastră în care ne-ați povestit mai mult despre viața personală, poate într-o emisiune viitoare ai noștri telespectatori vor putea să urmărească acest lucru. E interesant că după o viață relativ obișnuită, zice eu, deși cu
cu peripeții, ați decis sau ați simțit că trebuie să intrați într-o zonă de slujire mai neobișnuită, o cale mai puțin bătută. Cum ați simțit această nevoie? Știu că circulați mult, slujați mult în zona unor biserici creștine după Evanghelie sau biserici baptiste, dar nu numai, și nu aceasta este important. Cum ați realizat că este important ca acest domeniu al binecuvântării și a blestemului să fie abordat, predicat, învățat și chiar să fie slujit în această zonă? Da, m-aș întoarce exact în momentul convertirii, pentru că acolo mie mi-a fost prezentat un Hristos care nu este ciuntit. Cred că trăim în vremuri în care noi creștinii stricăm imaginea lui Hristos într-un anumit fel. De ce spun lucrul acesta? Cei care m-au condus la Domnul m-au învățat să cred că Dumnezeu este același începând cu cuprinsul Bibliei până la sfârșitul Bibliei. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeul care a schimbat, a desfăcut Marea Roșie, care a transformat, a lucrat cu putere în poporul Israel și prin poporul Israel, care acel Dumnezeu care a venit în trup, Fiul Domnului, Fiul Tatălui din ceruri, Domnul nostru Iisus Hristos, care a făcut semne și minuni, care a murit pe cruce pentru noi, este același, el nu s-a schimbat. Cum a fost acum 2000 de ani, a rămas astăzi la fel. Așa l-am cunoscut și așa am crezut și așa am continuat o anumită perioadă în viața mea. Datorită cadrului în care am trăit, încet, încet lucrurile acestea le-am pierdut din vedere și, așa cum spunea un predicator odată, poporul Dumnezeu și biserica au plecat de la persoana lui Hristos la mâna lui Hristos. Și aș vrea să citesc un verset din care definește cum am ajuns și de ce sunt aici. Romani capitolul 1, care ne vorbește despre Evanghelie, esența Evangheliei. E un verset simplu. Romani capitolul 1, de la versetul 1 până la 3, zice: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul. Și a subliniat versetul 3, ea privește pe fiul său. Evanghelia îl are în centru atenției pe fiul său. Asta este chemarea mea. Aceasta este țelul meu și scopul meu, să-l prezint pe un Hristos. Nu e vorba de o mișcare, nu e vorba de o strategie, nu e vorba de un curent nou, e vorba despre Hristosul care este la fel ca acum 2000 de ani. Acel Hristos, dacă este atins, poate provoca vindecare în trupul tău. Acel Hristos, dacă spune un cuvânt la distanță, poate vindeca. Hristos nu s-a schimbat. Ba mai mult decât atât. Hristos și-a trimis Duhul Său care, înainte să-și înceapă slujirea, în Luca 4 spune: Duhul Domnului este peste mine. M-a uns, m-a trimis să vestesc săracilor Evanghelia, să-i dezleg pe cei robiți, pe prinșii de război, să-i tămăduiesc pe cei bolnavi. Isaia 53 la fel confirmă în Matei, în multe situații, în multe cazuri, că Scriptura era împlinită, Isaia 53 era împlinită când Hristos vindeca. Asta vreau să prezint, un Hristos viu, și rolul Duhului Sfânt este să-L glorifice pe Hristos. Când îl aducem pe Hristos în viața noastră, în slujirea noastră, în familia noastră, lucrurile se schimbă. E important ca noi să mergem după El și nu să-L chemăm pe El după noi. Și asta spuneți în contextul acestei emisiuni care vorbește despre blestem și binecuvântare și pare bine că l-ați adus încă de la început pe Iisus Hristos în ecuația discuției noastre ca element central. Haideți, pentru că misiunea noastră cuprinde cele două cuvinte, blestem și binecuvântare, dacă ați putea să le definiți, ce înseamnă să fii binecuvântat, ce înseamnă să fii sub influența unui blestem? Poate așa pentru cineva care... Da. Vedeți, acum... A fi binecuvântat înseamnă a avea bani, poate gândesc unii, sau a fi sănătos, a fi bucuros, dar da. Nu numai atât. Vedeți, binecuvântarea, putem să discutăm mult despre binecuvântare, dar cred că fiecare om realizează când este binecuvântat. Este foarte ușor să-ți dai seama dacă ești binecuvântat sau nu, sau dacă trăiești sub binecuvântare.
mai dificil este să-ți dai seama dacă trăiești sub blestem. La fel ca și binecuvântarea, și blestemul, conform la Deuteronom 28 și multe alte pasaje din Scriptură, aș vrea să subliniez că sunt 640 de afirmații în Sfânta Scriptură legate de acești doi termeni, binecuvântare sau blestem. Blestemul este un efect, de fapt. Ajung sub blestem atunci când nu mai ascult, nu mai veghez și nu mai sunt călăuzit de Domnul. Conform la Deuteronom 28, dacă mă uit, aceasta este condiția. Să uităm poruncele Lui, să nu ne mai ținem strâns de cuvântul Lui, vin o serie de lucruri în viața noastră. Este foarte dificil să descoperi. Vedeți, când trăim în întuneric, când blestem, că blestemul are de face cu întunericul, este greu să-ți dai seama ce este în jurul tău. După conferința pe care dumneavoastră deja ați menționat-o, am avut parte de foarte multe mărturii, de foarte multe situații când, după o conferință, la câteva zile sau săptămâni, oamenii au început să realizeze anumite lucruri legate de tema blestem. De exemplu, soția unui pastor dintr-o anumită biserică chiar mi-a spus ochi către ochi, zice, am fost iritată, de ce tot ai spus blestem, 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 blestem și nu binecuvântare? Și am atins multe puncte și legate de vrăjitorie. În ce țară ai trăit tu sau în ce loc ai trăit tu? Persoana respectivă era din inima Transilvaniei. Deci, în ce loc ai trăit tu? Că acolo se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, vrăjitorie, ghicitorie și așa mai departe. Am plecat de la conferință, spune persoana respectivă, am plecat de la conferință, am ajuns acasă și după câteva zile, dacă nu mă înșel, chiar două săptămâni, a început să-și aduc aminte. De fapt, Duhul Sfânt începuse o lucrare în inima ei și a adus aminte, dar creștină, din familie creștină, dar tu când erai mică nu mai ții minte că ai fost dusă de mama ta la bătrâna satului să-ți descânte. Și descânte, că este o formă de vrăjitorie camuflată, un tatăl nostru făcut deasupra unui pahar cu apă, cu bățul de chibrit și așa mai departe. Ba mai mult, persoana respectivă își dă seama că nu numai că a fost când era mică la împreună cu o rudă la vrăjitoare, la bătrâna satului, ba mai mult ea a făcut descântece copiilor săi. Deci o familie de lider de biserică cu copii creștini serioși, cu frică de Domnul, pur și simplu au făcut ritualuri pe care Scriptura le interzice. Și atunci mi-am dat seama cât de mult ne poate prinde cel rău. Când Scriptura ne spune că diavolul pândește ca un leu și mai mă uit cu copiii la diferite programe unde vedem viața animalilor și foarte interesant, leul nu este un animal de fugă, de viteză. Leul are nevoie de tufe, are nevoie de camuflaj să meargă tiptil, tiptil, până ajunge aproape, suficient de aproape să sară asupra pradei. Corelez textul din Efeseni, unde Pavel învață nu pe păgâni, ci pe copilul Dumnezeu, mâniați-vă, dar nu păcătuieți. Și că prin mânie ce se întâmplă, îi dăm prilej diavolului. Problema aceasta, avem o problemă aici, cuvântul prilej, fiecare îl interpretează oricum. Dar acolo cuvântul, dacă te duci frumos la un dicționar de limbă greacă, la internet, cuvântul prilej este topos. Ceea ce înseamnă loc, spațiu, cuvântul acesta a fost împrumutat, a devenit o știință, topografie, măsoară locul, un spațiu. Cu alte cuvinte, printr-o atitudine simplă, da, de supărare, cine nu se supără, cine nu se mânie, printr-o atitudine, eu ies de sub norul lui Dumnezeu, da, încep să nu mai ascult și încep